O fetiță de un an și 10 luni a ajuns în stare gravă la spital după ce s-ar fi intoxicat cu medicamente. Doctorii spun că i-ar fi înghițit mai multe pastile pentru scleroză, iar acum se află în afara oricărui pericol, fiind sub supravegherea specialiștilor de la Institutul Mamei și Copilului. Starea la internare s-a calificat ca gravă, aceasta fiind internată în secție de toxicologie, unde parcursul zilei de ieri a urmat o terapie de dezintoxicare, care a dat rezultate. S-a intoxicat cu niște pastile pentru maturi, deci din ceea ce cunoaștem noi, este vorba de niște pastile pe care le întrebuința unul dintre părinți și dintr-o greșeală aceasta le-a înghițit. Se presupune că aceasta a înghițit aproximativ 7-8 pastile, deci... Cazul a avut loc sâmbătă seară într-o localitate din raionul Sângerei. Oamenii regii susțin că au fost sesizați despre acest caz de către Spitalul Raional Sângerei. Potrivit surselor din cadrul poliției, copilul a rămas în grija tatălui, iar după ce ar fi adormit-o aceasta, ar fi început să vomite prin somn. Angajații poliției au înregistrat cazul și urmează să stabilească toate circumstanțele. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în 8 luni ale acestui an, 194 de copii s-au intoxicat cu medicamente.